În zonele montane înalte a venit deja iarna la peste 1700 de metri altitudine, a nins și a bătut vântul exact ca în plin sezon de iarnă. Era să zic estival. Păi se potrivește, că vine căldura. În București e foarte cald. De la Bâlea Lac, spre exemplu, stratul de zăpadă depășește 15 cm, iar drumarii au ieșit atât pe Transfăgărășan cât și pe Transalpina la curățat zăpada. Și în zonele mai joase ale țării a fost neobișnuit de frig, iar în unele zone a prima zăpadă a venit și a luat prin surprindere pe localnici. Vedem imagini. Zăpadă! Prima ninsoare s-a așternut în Harghita, Mădăraș, iar oamenii s-au trezit dimineața înconjurați de zăpadă. Prima zăpadă aici la Harghita, Mădăraș, toamna s-a întâlnit cu iarna. Temperaturile au scăzut considerabil și în munții Bucegi. La Bâlea Lac, stratul de zăpadă depășește 15 cm. Drumarii au început deja să curețe Transfăgărășanul. Prima ninsoare a căzut și pe Transalpina. Autoritățile au intervenit cu două utilaje de dezăpezire și au împrăștiat material antiderapant pe șosea. Zăpada i-a luat prin surprindere și pe maramureșeni. Meteorologii spun că acest episod este unul singular și că temperaturile vor crește din nou zilele următoare.